Versetul 30. Haideți să citim cu toții că nu-i păcat să citim din Biblie, nici acasă, nici în Biserică. Da? Cu toții, bineînțeles cu voce tare, da? 3, 2 și. Vă îndemn, dar frații pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru dragostea Duhului să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Amin. Vă puteți reașeza? Am ajuns la a 34-a lecție în acest al treilea an universitar. Și am ajuns la ultima roadă a Duhului, am luat -o, sau le-am luat intenționat invers, nu de la început înspre final, ci de la final înspre început, ca să nu creadă cineva că, de exemplu, dragostea e mai importantă decât pacea, sau că bucuria ar fi mai puțin importantă decât îndelunga răbdare. Facerea de bine este la fel de importantă ca înfrânarea poftelor, da? Biblia spune despre acestea că împotriva acestor lucruri nu este lege. Adică, nu există nicio altă prescripție care să poată bloca această lucrare a Duhului atunci când creștinul este coordonat, condus, supervizat de Duhului Dumnezeu. Am ales acest verset pe care l-am citit deja ca să-l avem ca light motiv, ca moto a acestei teme. Și uitați-vă că Sfântul Pavel zice: Pentru Domnul nostru Isus Hristos. Și nu zice pentru Duhul Sfânt sau pentru Duhul Domnului sau pentru Duhul Adevărului sau pentru Mângăietorul, cum e numit Duhul Sfânt. Citați-vă că înaintea Duhului pune o caracteristică foarte importantă. Și zice pentru dragostea Duhului. Să vă luptați împreună cu mine. Adică vrea să spun apostolul că nu există dragoste fără Duhului Dumnezeu și nu există Duhului Dumnezeu fără dragoste că dacă tu vrei să trăiești fără de dragoste și crezi că ai un dar de la Duhul Sfânt, tu trăiești într-o eroare. Duhul Sfânt este mână în mână cu dragostea. Duhul Sfânt, pentru că unii spun, frate, nu vrem să avem daruri pentru că noi avem dragoste. Nu există. Nu există să ai dragoste fără de Duhul lui Dumnezeu. Dar există o o dragoste prefabricată, adică o idee în care tu formezi anumite planuri, anumite lucruri. Și există o dragoste, dacă îmi permiteți, firească, o să vedem, omenească, da? trecătoare, o iubire care să fie perisabilă, trece odată cu a lucrurilor și când lucrurile nu-ți mai merg bine, nu mai ai dragoste. Dar dragostea Duhului rămâne într-un mod etern, după cum Duhul care este Dumnezeu rămâne veșnic. Uitați-vă că în Biblie, termenul de dragoste, folosit cu dragoste sau dragostea, dar articulat, apare în Biblie de 185 de ori, în 170 de versete. Termenul de iubire, cu 30 de forme diferite ale ei, iubire sau a iubi ca verb, apare în Biblie de 520 de ori, în 447 de versete în toată Biblia. Foarte des apare dragoste. Haideți să ne uităm la definiția dragostei din perspectiva Scripturii. Aș vrea să înțelegem faptul că este destul de dificil atunci când zici cuvântul dragoste să te gândești chiar la ce trebuie. Pentru că dragoste, dacă e rostit pe stradă, e într-un fel. Dacă e rostit între doi parteneri de viață, e în alt fel. Dacă e rostit într-un parteneriat, e altceva. Dacă e rostit în casa lui Dumnezeu, e total diferit. Nu o să vorbesc despre terminologia grecească a cuvântului dragoste, doar vă amintesc că există dragoste tip eros, adică o dragoste obligatorie existentă între un bărbat și soția lui, bărbat și femeie căsătoriți, da? nu vorbim despre alte cazuri, da? Există o dragoste fileo, adică a prieteniei, când există o prietenie mai deosebită între un frate cu un alt frate, există o prietenie în domnul, da? Fileo, sau între o soră cu o altă soră. N-ar nimic de a face cu ce se întâmplă în lumea asta a păcatului, nu... E o, e o dragoste a prieteniei. Asta uh, ține cont de faptul că dacă ai făcut un bine unui om, o să-ți facă și el un bine. Dacă ai dat un ajutor, o să-ți dea și el un ajutor, cel puțin ca al tău, pentru că se simte obligat, da? Dar există un alt tip de dragoste, doar vi-l agape. dragostea agape înseamnă că e dragostea care, dacă nu se consumă, explodează. Ce înseamnă asta? e atât de disponibilă să se ofere, încât dacă n-a apucat să se împărtășească, să se distribuie altora, ajunge să l învăluie pe acel cineva sau pe acei oameni în dreptul cărora se manifestă. Dumnezeu este dragoste. Dragostea nu este Dumnezeu. Pentru că unii oameni au făcut din dragostea pentru lume, de exemplu, o iubire greșită, un Dumnezeu. Și-au uitat că Dumnezeu este dragoste și-au făcut din dragoste un Dumnezeu. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului despre Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. Exod 34 cu 7 zice, Dumnezeu a cărui dragoste ține până la al milea neam de oameni. Uitați-vă că îndurările și bogăția dragostei lui ne țin în viață. Roman 13 cu 10 spune, dragostea nu face rău aproape lui său. Nu, nu doar prietenul lui său, da? Nu doar colaboratorului său, ci aproape lui său. Adică un om pe care îl întâlnești pe stradă. Dacă ție îți face un om rău și tu ai dragoste, dragostea ta nu se va întoarce înspre persoana aceea. Da? Dacă cineva ți-a zgâriat mașina, tu nu o zgârii. Dacă cineva te-a vorbit de rău, tu nu-l vorbești de rău. Dacă cineva te-a atacat verbal sau în alt fel, tu nu-l ataci. Pentru că dragostea nu face rău aproape lui său. Nu doar lui său, nu fratelui său, aproape lui său. Așa că în seara asta este foarte important să ne analizăm. Ai avut o tendință unior față de o persoană să-i faci rău? Să știi că tu nu ai o viață izvorâtă din dragoste. Dragostea lui Dumnezeu nu-ți guvernează viața ta. Tu ai o problemă. Poți vorbi în limbi, dar s-ar putea să ai o problemă. Poți să ai un mesaj profetic, poți să fii un om relevant, dar s-ar putea ca într-un segment al vieții tale, tu să ai o problemă spirituală. Ai grijă. Biblia zice: dragostea nu face rău. Ai făcut vreun rău cuiva? Deja tu ai o problemă. Dacă pe tine nu te mușcă conștiința când faci un rău cuiva. Indiferent cât de adânc, de profund, de dificil, de superficial e răul acela, tu ai o problemă și ai o problemă cu dragostea. Și aproape că ai o problemă cu Dumnezeu, finalmente. Uitați-vă domeniile dragostei. Aici o să se supere cei care sunt vegetarian, Domnul să-i ajute, să ierte sau cum să facă orice, nu contează neapărat asta. Mai bine un prânz de vertețuri, adică ăsta e un pic inferior, după cum înțeleg din text, știți? Deci nu și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Deci există un contrast, da? Adică dacă n-ai carne să mănânci, vrea să spună proverbe 15 cu 17, dacă la masa ta nu există carne și te-ai întâlnit doar cu verdețuri, e o problemă ta. Dar dacă ai ajuns la nivelul în care să ai doar verdețuri și ai dragoste, nu e nicio problemă. E mai de preț decât o masă foarte întinsă și îmbelșugată, un bon îngrășat, care cu siguranță are și euri sau nu are, nu știu exact, grăsim sau nu are, nu mă interesează. Însă vreau să vă spun că uitați-vă că percepția Bibliei e un pic diferită de ce zice acum lumea contemporană. Pentru că simt așa un soi de, nu știu, virus, pot să-i numesc. Sunt niște oameni care sunt atacați, sunt stresați. O, oh, nu mănânc asta pentru că. Nu mănânc asta pentru că, stați un pic, Păi dacă v ați fi trăit acum 40 de ani în care nu se ca nimic pe alimente ce conține, ați fi murit? Nu vi se pare că e un pic prea mult eu la mijloc? Nu vi se pare că e o prea mare orientare înspre lumea asta care îți distruge uneori viața pentru că te stresează? Păi, eu nu pot să mănânc stresat. Nu știu cum să vă explic. De ce tu te stresezi? De ce ai o problemă cu să stai să-ți numeri caloriile? Când a fost în state, a fost șocat. Nu exista niciun aliment pe care să nu scrie câte grame, calorii, proteine, să uitau câțiva. Și a zis, De ce să stea proteine? Ce să Bine că nu că știu eu biologie, dar nu mă interesează. Pricepe să zic? Adică... Nu cred că asta e viața noastră și trebuie să o trăim așa stresați. Nu mâncăm asta, nu mâncăm asta, nu mâncăm asta. Stați un pic. Cred că deja am devenit un pic, ca să nu zic, obsedați nu e normal. Tot ce mâncăm trebuie să fie mâncat cu mulțumire, trebuie să fim echilibrați, trebuie să respectăm pe Dumnezeu, trebuie să nu ne îmbuibăm niciodată, dar niciodată n-ai voie să zici, stai un pic, am crescut cu un kilogram. Vi se pare normal? Știți că am întâlnit oameni care mi-au spus, nu vorbi despre kilogramele mele, că nu mai pot dormi noaptea. Serios. Păi vorbește despre pe amenele, atunci, că eu pot sta liniștit și dorm și când? Da. Adică n-am stres cu asta, înțelegeți ce zic? Vedeți, lumea în care noi trăim creează niște șabloane, pentru că media, adică mass media, influențează enorm, enorm. Vreau să te întreb, dacă tu n-ai fi aflat din media ce înseamnă nutriție, ai fi practicat-o vreodată? Nu. Dar cum ceilalți de acum 40 de ani n-au murit? Și vorba bătrânilor mâncau clisă cu roșii. O zâmbi cineva din zona părinților mei. Da? Ați înțeles ideea? Deci, adică. Ok, am încheiat subiectul. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, un alt domeniu al dragostei. Uitați-vă că Sfântul Pavel zice în Romaniul 1 cu 31, există o problemă. În vremurile din urmă, va dispărea inclusiv dragostea firească. Este alarmant. Mă fior. Să nu mai existe respect minimum, minimorum un copil să se uite la tatăl lui, un băiat, de exemplu, sau o fată, și să zică, tati, nu te pot iubi pentru că... Vi se pare normal? Nu cumva se împlinește acest verset? Dispare dragostea naturală, obișnuită. E o normalitate ca o mamă după ce își naște copilul să-l țină în brațe strâns. Știți de ce? Îl iubește. Dar e o anormalitate după ce îl naște să-l lase într-un tomberon. Și asta s-a întâmplat în 2023 în un oraș din România. Se întâmplă în prezent. Se anormalitate. Se anormalitate. Pentru că dispare inclusiv dragostea naturală. Firească. Doza minimă minimorum cu care este născut, crescut și setat, dacă îmi permiteți expresia, care există în codul genetic a omului. Conflicte între frați, Ieșiți din aceeași mamă, cu aceiași părinți. Certuri între oameni care au crescut 20 de ani sub același acoperiș. Scandaluri, oameni care se dau un tribunal. Mă știți ce? Dispare dragostea firească. Știți un semn că aproape revenirea Mântuitorului Iisus Hristos. Uitați-vă ce spune Biblia Roman 12 cu dragostea să vă fie fără prefăcătorie. Oameni falși. Oameni care au curajul, nu știu de unde au așa mare curaj, ca să nu numesc tupeu, că aproape mergeți pe tupeu, să zică unui om te iubesc și îl urăște. Ați întâlnit oameni care ți-au spus vreodată, ați întâlnit, care ți-au spus vreodată, uite, așa de mult mă bucur să te văd. Și Duhul Sfânt să -ți zică ție, de tu ce-ar Deștii. Dragoste, cu prefăcătorie, falsitate. Oameni care îmbrățișează cu falsitate, oameni care răspund cu falsitate, oameni care vorbesc cu falsitate. Ascultați ce zice Biblia, aveți grijă că dacă dragostea voastră este cu prefăcătorie, înseamnă că o să fiți afectați de rău. Și pentru ca să aveți dragoste fără prefăcătorie, fie vă groază de rău și lipiți-vă, sudați-vă tare. Expresia asta, alipiți-vă, parcă era suficientă, dar Sfântul Pavel trebuie să zică mai clar, tare. E ca acel moment în care două bucăți de fier se sudează, da? Se sudează. Și dacă le sudează doar în două puncte, oricând pot fi despărțite din nou, dar sunt sudate peste tot. Alipiți-vă tare de bine. Pentru că dacă scoți răul din viața ta și ți-e groază de el și lași viața ta o viață liberă și nu pui binele în locul răului, o să ai o mare problemă. Trei, durabilitatea dragostei divine. Ascultați ce zice Dumnezeu, mă fascinează versetul ăsta. Când l-am citit astăzi, efectiv, am simțit o fior specială la nivel de suflet. Într-o izbunire de mânie, zicea Dumnezeu, îmi ascusesem o clipă față de tine, dar am să spun ceva, zis Dumnezeu, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică. Zice Domnul răscumpărătorul tău. Acasă vreau să citiți și versetul 10. Versetul 10 zice, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea, a zis Dumnezeu, nu se va muta de la tine, eu nu-mi schimb proiectul cu viața ta. Eu nu-mi schimb planul cu viața ta. Eu nu te iubesc temporar. Eu nu te iubesc pentru 10 minute, pentru 20 de minute, pentru un an, pentru 5, pentru 10, pentru 20, pentru 50. Eu te iubesc cu o iubire veșnică. Am avut momente, a zis Dumnezeu, în care, din cauza faptelor tale, dreptatea mea m-a obligat să am o izbunire, un, un moment de mânie. Și am izbunit, a zis Dumnezeu. Și atunci în izbunirea aceea de mânie care a fost o stare de ripostare la starea ta păcătoasă, m am ascuns fața de tine, m-am uitat și m-am întors cu spatele la tine. Ai simțit asta, ai văzut umbră în viața ta, ai văzut durere. Dar am accesat marea mea îndurare față de tine și vreau să spun ceva, îndurarea este soră cu dragostea mea care e veșnică și o să te readuc înaintea feței mele. Durabilitatea dragostei. Pot să se mute munții. Duhul Sfânt a descoperit în această seară că sunt aici băieți și fete care se întoiesc de planul lui Dumnezeu pentru viața lor. De modul în care Dumnezeu ar putea sau n-ar putea să se implice în viitorul vostru. Citiți versetul ăsta cu voce tare atunci când vin gânduri că lui Dumnezeu nu-i pasă de voi. Chiar în momentele în care ați șovăit pe drumul credinței, chiar în momentele în care ați scăcat un pic mai pe aleaturi, nu vă uitați mai departe, în abisul la unde putea să cădeți, și uitați-vă la dragostea lui Dumnezeu. Fie vă groază de rău, dar alipiți-vă tare de bine. Sutați-vă în această credință a voastră pentru Dumnezeu. Și crede că Dumnezeu ce a zis e da, și amin. Vor veni momente în care efectiv vor fi mutați munți din locul lor, vor fi mutate dealuri, dar dragostea mea a zis Dumnezeu, nu se va muta de la tine, nici legământul meu de pace cu tine, eu nu-l întrerup, zice Dumnezeu. Am făcut cu tine un legământ etern, care are valoare eternă și un legământ de pace, un parteneriat etern prin care vreau să-ți produc putere, vreau să-ți promit credincioșie, vreau să-ți arăt că voi fi cu tine, dar dacă tu întrerupe asta, eu continui să te aștept. Mai determinat să am o izbunire de mânie, zice Dumnezeu. A trebuit să-mi întorc fața pentru că n-am putut să privesc răul care s-a derulat în viața ta, dar totuși mă îndur din nou de tine cu o dragoste veșnică. Zice Domnul, răscumpărătorul tău, adică cel ce ți-a cumpărat viața din acest schimb tranzițional, tranzacțional din partea diavolului, că erai sub tutela lui, sub autoritatea lui și a trebuit să plătească cineva preț de sânge să te zmulgă de sub autoritatea diavolului. Dragostea lui Dumnezeu este durabilă. Ascultați ce zice prin profetul Osea. I-am tras cu legătură omenești, cu funii de dragoste. Am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă gură. M-am aplecat pe ei și le-am dat de mâncare. Uitați-vă ce tip de dragoste e asta din partea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care efectiv te vede departe de El, da? Te observă într-o lume a păcatului în care ai prins prin legături omenești și prin legăturile acelea omenești ți-a creat circunstanțe să simți că te trage înspre El, că te atrage înspre El, pentru că El are dorința asta să te smulgă de lumea păcatului. Și când legăturile omenești nu funcționau, a zis Dumnezeu, am creat funii și ce, ce imagine asta? Imaginea unui, 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 tractor care are o tonă, da? Care s-a împotmolit în mocirlă, care e gata, gata să se adâncească tot mai mult, care e gata să se scufunde în mocirlă și n-are nicio altă posibilitate să iasă de acolo decât dacă se așează niște funii puternice, groase, înodate bine și foarte bine așezate în direcția înspre cineva care să-l salveze, să-l zmulgă din mocirlă. Asta e Dumnezeu care a trimis înspre noi și ne-a cuprins cu funii de dragoste. Ascultați ce zice Dumnezeu, ca să vă dragostea mea, am fost pentru voi ca acela care a primit autoritate să se coboare lângă voi. Aveați un juc pe cap. Efectiv, Jugul ăsta vă bloca sistemul de alimentare. Nu puteați să mâncați unde vreați, pentru că atunci când vreați să coborâți ca și animalul acela care trebuie să se alimenteze, dacă are jugul pe gât, nu poate să se alimenteze, nu poate să mănânce. Și atunci am venit eu, Dumnezeu, și v-am luat jugul de lângă gură. Era jugul dependențelor voastre, era jugul istoriei voastre, era jugul celui rău, finalmente. Și am venit eu, Dumnezeu, și nu doar că v-am luat jugul de lângă gură, nu doar că v-am luat acea povară pe care o purtați pe voi, m-am plecat spre voi și eu v-am dat de mâncare. Recunoașteți că Dumnezeu ne-a dat de mâncare? E cineva aici care zice, da, Doamne, Tu mi-ai dat mie de mâncare. Să nu-i doar o mâncare pe care o avem ca alimentația trupului, e o mâncare a sufletului, Eu o rană sufletească. În momentele în care rănile te învăluiau, în momentele în care oamenii răi te atacau, momentele acelea cineva ți-a dat de mâncare. Dar ca să poți să-l percep ca fiind bun, zice Dumnezeu, știi ce am făcut cu voi? M-am plecat spre voi. Nu v-am aruncat mâncarea de la distanță dacă o prins bine, dacă o treaba ta. Nu, zice Dumnezeu, v-am luat jugul care vă aducea o barieră să vă alimentați normal. Era jugul dependențelor vechi, ale păcatelor voastre vechi. Și după ce am pus jugul deoparte, să fiți într-o altă lume, nu v-am lăsat singur să mâncați. V-am deschis palma mea și m-am plecat înspre voi. Și v-am dat de mâncare. Ce dragoste are Dumnezeu pentru noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Că atunci când ai fost cel mai rănit, când rănile tale aveau vânătăi și urme de sânge, cineva s-a plecat înspre tine. Și ți-a pus palseam de videgare pe rănile tale. Cineva s-a apropiat lângă tine și ți-a acordat asistență. Te-a ajutat să te debarasezi de lumea veche a păcatului și te-a ajutat să te hrănești spiritual ca să nu mori lumea asta atât de băgătoasă. Și înainte să facă asta, ți-a întins niște funii. Pentru că tu credeai că Dumnezeu nu are ce să-ți ofere bun. Și atunci Dumnezeu ți-a aruncat niște funii de dragoste cu care te-a prins bine și te-a tras spre El. Bun e Dumnezeu cu noi. Slăvit să fie în numele Lui. Uitați-vă ce spune că Dragostea e o datorie din partea noastră ca și creștini. Domnul Iisus Hristos a fost supărat pe farisei care zice Biblia despre ei. Domnul Iisus spunea, pentru că voi dați la din izmă, din rută și din toate zarzavaturile, adică lucruri mărunte, mici, și dați uitării. Uitați-vă, două lucruri extrem de importante din caracterul lui Dumnezeu, care trebuie să se transpună în caracterul nostru dacă suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și dacă copiem pe Iisus Hristos. Dați uitării, dragostea. Dar înainte de asta, ce Dreptatea. Foarte mulți oameni vor să trăiască doar cu dragostea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, da, eu vreau să vă ofer dragostea, vă, dragostea mea vouă și vreau să vă transform prin dragostea mea. Dar nu uitați, dreptatea și dragostea sunt de nedezlipit în caracterul meu. De ce uitați de dreptatea și de dragostea lui Dumnezeu? Și ascultați ce zice Domnul Iisus Hristos, pe acestea trebuia. Este obligativitate. Adică să fii drept și să ai dragoste e o obligativitate. Pe acestea trebuia să le face și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Pentru ce se mai întreabă dacă trebuie să dea zice la biserică? Dovada dragostei. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de alții. Ioan 13 cu 35. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Ioan 15 cu 10. Foarte mulți oameni spun, da, eu îl iubesc pe Dumnezeu. Declarativ, o grămadă de oameni îl iubesc pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu zice, uite, dacă tu vrei să demonstrezi în orașul Cluj-Napoca că mă iubești pe nimeni, caute pe toți ucenicii mei și demonstrează-le dragoste. Nu fi invidioasă față de celelalte fete. Dacă ai invidie, tu nu ai dragoste. Invidia cu dragoste nu fac ca să nu pe împreună. Nu fi ranchiunos, extrem de simandicos cu alții. Cu alți băieți de vârsta ta, mai mici, mai mari. Dragostea se arată în toate. Nu te uita, nu fi cu nasul pe sus, vorba românească. Nu te crede tu centrul Universului, că centrul Universului e Hristos. Nu poți să locul, n-ai cum să concur cu Dumnezeu. Vrei să dovedești că ai dragoste? Păzește poruncile Domnului. Citește Biblia în fiecare zi. Roagă-te în fiecare zi. Ia pe săptămână o zi de post, stai aproape de biserică, nu pleca de lângă casa lui Dumnezeu, fii dependent de Dumnezeu, respecte poruncile în clădirea bisericii sau în afară ei, oriunde umbli, respectă poruncile lui Dumnezeu. Nu fura, nu înjura, nu minți, nu consuma alcool, nu-ți permite site-uri nu trăi murdar, de ce? Tu vrei să dovedești că ai dragoste? Respectă poruncile Domnului. Dragostea nu e declarație, dacă eu i-aș spune continuu, Alexandru, că eu iubesc, nu că nu i-aș spune, dar ați înțeles ideea. Și eu întotdeauna aș fi rău cu ea. Aș vorbi în doi peri. Aș ține-o sub control. Aș controla-o. Am întâlnit un bărbat care... Eram într-o consiliere în altă țară, da? Și o zis bărbatul, nu-mi face de mâncare. Am zis, dar tu cumperi alimente. Dar ce? Să-și cumperi. Pentru ca să aflu mai apoi că... Atâta o iubea, ăsta. încât i-a pus blocaj pe card. Și drăguța, săraca, stătea cu telefonul în fața. era să zic, magazinului, dar nu zic că după vă dați seama ce continentei. Stătea în fața magazinului tremurând, cu emoții că se face de minune față de vânzătoare sau față de vânzător. Că drăguțul, Dita Mai, omul foarte credincios cu ghilimele, da? Dar se credeau un pocăi de ăsta, ai sfântoc cu diploma. Drăguțul trebuie să primească mesaj, SMS, cât costă alimentele și să-i trimite exact suma. Hei, am zis, ai creier. Prietene, tu ești ok? Hai nevoie de un control dacă tu crezi că e bine ce faci. Ați să ce zic? Păi dragostea se manifestă în toate. În toate. În toate lucrurile. Când tu respecti poruncile Domnului, tu ai dragoste. Dar nu ai dragoste dacă nu respecti poruncile Domnului. Dacă nu ai respect față de oameni, dacă n-ai bun simț față de oameni. Nu trebuie să vă spun voi, ca studenți că atunci când urcați într-un autobuz și vedeți o doamnă în vârstă, trebuie să vă ridicați în picioare. Stimabili. Gentlemen. Nu trebuie să vă spun. Se codul bun în romaniere. Minimum, minimorum. Nu poți fi bucăit pătăran. Că nu există pocăit bătrân, există mă pocăit care nu-i bătăran, care e normal. Nu există pocăit agresiv, există doar pocăit. Și pocăiții când se supără, după ce s-au supărat, își cer iertare. Nu există pocăiți care să n-aibă minimum, minimorum. Adică, dragilor, nu se poate ca lumea să ne dea lecții în codul bun romaniere. Nu se poate, este de neadmis așa ceva. Nu se poate asta în toate lucrurile. Trebuie să fim cei mai buni. Numărul unu în toate. De ce? Asta e dovada dragostei. Dacă nu, nu-L iubești pe Dumnezeu. Dăruirea dragostei. Cea mai adâncă dăruire, uitați-vă, o descrie în cartea Roman 5 cu 8, Efeseni 2 cu 4. Dumnezeu își arată dragostea față de noi. Prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și nu greșim deloc dacă zicem în locul nostru. Hristos a murit. Domnul Iisus Hristos spunea nevagăia de pe Ioan. Este cineva care ar fi în stare să-și dea viața pentru prietenul său? Ai avut vreodată un moment în care să observi că cineva rămâne în valuri și moare și să fii în stare să te arunci cu riscul să mori? A făcut asta un tată din Australia. Acolo locuia și a văzut băiatul și fetița în valuri. A venit un val puternic, s-a aruncat după ei, i-a prins pe spate, i-a plonjat afară din ocean și pe el au luat valurile. Patru zile nu l-au găsit. L-au găsit mort. Mi-am dat seama că asta e imaginea lui Hristos care a venit din cer. Eram în oceanele lumii, eram prins în păcate, ne-a luat în spate. Aștept că moare. Chiar de aceea a venit că să moară. Ne-a scos pe noi din valuri și ne-a aruncat afară. Și a murit. A murit în cel mai groaznic sistem de omorâre prin crucificare. Pentru că moartea era lentă și cutia toracică a pe plămâni la fiecare respirație, ca și cum ar fi avut saturația oxigenului 20% în plămâni, sau poate chiar mai puțin. Să-i dragostea lui Dumnezeu care se arată față de noi. Uitați-vă de săvârșirea dragostei. Este o credință care lucrează prin dragoste, ca la Tengir cu 6. Sfântul Pavel zice că la Tengir cu 13 slujiți-vă unii altora în dragoste. Nu slugiți dacă nu aveți dragoste. Dacă ai o dată un moment în care vrei să cânți o cântare și tu nu poți să suporti un om, oprește-ți cântarea. Opreșteți mesajul, opreșteți rugăciunea, opreșteți îndemnul, opreșteți poezia. Dacă tu ai un conflict nerezolvat, ideea nu este să rămâi, să rămâi mai departe, mă rog că oameni care nu mai fac nimic pentru că nu și-au rezolvat un conflict, nu. Înainte să slujești, fă tot ce ține de tine ca să rezolvi acea problemă și slujește-i pe alții în dragoste. Ascultați ce zice versetul din 1 Corinteni 16 cu 14. Tot ce faceți, să fie făcut cu dragoste. Vorbești cu un om, vorbește cu dragoste. Îi dai un ban, dai din dragoste. Dacă nu îi dai din dragoste, din să bune. Că arunci banii cu greu, nu se pune. d-vrem cât spui. Dacă ai un moment în care trebuie să vezi o persoană, care trebuie să o ajuți spiritual, nu stă la curs de stradă, nu... Asta e nimic altceva decât abornicie, animalism, anormalitate. Ai auzit că i s-a întâmplat cuiva ceva rău. Ia, ia dragostea. Ia dragostea în acțiune. Începe să te rogi. Vedeți, la început când slujeam, aveam tendința să mă duc la un om care a greșit și repede mărunt să-i spun doi peri. Vezi că ai făcut asta? Poc. Execuție se numește a plecat ca să vorbim singur. Dar a fost un moment în care m-a prelucrat Duhul Sfânt în slujire și mi-a zis, uite, când vezi pe cineva care a greșit, primul lucru pe care trebuie să-l faci e că trebuie să-l iubești. Pune-te în pielea lui. Încearcă să găsești circunstanțele prin intermediul cărora a ajuns să greșească. Da, e adevărat că a greșit, dar pune-te tu în pielea lui. Ai greșit și tu vreodată în viață? Ai avut și tu momente în viața ta de carență. Ai ajuns și tu vreodată la nivelul ăla spiritual să te împiedici, să te împedicești pe drum, să ai, poate, o, o, să-ți fie luxat piciorul, să ai la glezne ceva ce s-a întâmplat spiritual. Și din o ziceam: Da, Doamne, atunci mi s-a întâmplat, atunci mi s-a întâmplat. Ah, ok. Deci ești om. Înseamnă că poți să-l privești pe omul ăsta cu același nivel cu același nivel la care e el. Nu-l nu privi de sus. Dacă l privești de sus și spui, mă, ce e cu tine? Ce ai ajuns acolo? Coboară treptele jos, coboară-te! Coboară-te jos la el! Știți cum l-a ajutat omul, pe omul căzut între tâlhare samaritianul milos? Când preotul s-a uitat de la distanță și a zis, nu, 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 nu pătezi imaginea. E ora în care trebuie să ajung la slujbă, trebuie să duc tămâierea. Asta e planul lui Dumnezeu cu viața mea. Asta e tragerea la sorți, asta trebuie să fac eu. A mers înainte, și pe alături. Asta e prima tendință a unui om care pare că e interesat, dar e total dezinteresat. Ocolirea, ocolește-l. Asta e cea mare groznicie pe care o poți face în viața asta spirituală. Când tu ocolești un om. Când tu un om, mi s-a dat să vorbesc cu cineva dintr-o biserică din lumea asta largă. Și n-am putut să plâng de față cu persoana aceea pentru că îi adânceam durerea. Dar mi-a zis, frate Caleb, pentru că eu nu sunt ca celelalte persoane. Persoana asta avea un fel de disabilitate. Eu când mă duc la întâlnire de tineret, când mă duc la biserică, simt cum în jurul meu se face gol. Se face gol. Mă pun în colțul ăsta. Trei rânduri în spatele meu nu mai stă nimeni. Nimeni nu vorbește cu mine. M-a lovit adânc. Am vrut să pun una pe telefon să-l sun pe linterul la, la urgent. Încă n-am făcut asta pentru că n-am contextul de la Duhul să fac asta. Nu e normal. Nu e normal să-i ocolești pe oameni. Ai aflat ceva greșit, grav despre cineva. Nu-l ocoli. E momentul în care ai cea mai mare nevoie de mâna ta, de vorba ta. Nu trimite de mesaje despre el pe telefon. La alții. N-ai mandat spiritual să faci asta, nu e normal. Iubirea nu face asta. Ea începe să te rogi. Începe să te rogi. Mai rogă-te un pic. Mai rogă-te un pic. Dacă chiar te interesează de acea persoană, ia o zi de post. Ia două, ia trei, ia cinci, ia zece. Ia atâtea zile de post până când realizezi că nivelul tău spiritual este compatibil cu iubirea și că atunci când îl ajuți cu ghilimele de nu-l înfrângi mai tare, nu-l calci în picioare, îl ridici. Samaritanul Milos s-a pus în genunchi, în balta lui de sânge, când avea motive să zică de ce a coborât de la Ierusalim. Lasă că, că știu eu. că știu eu că e vinovat. Zic, știu eu ce-a făcut. A coborât în barta lui de sânge și a scos din, din traista lui, din bagajele lui, care erau pentru el, rețineți. Și a scos vin pentru uz extern ca să scoată puroi afară. A pus peste rană un de lemn ca să nu rămână rana deschisă. Pe câți dintre oameni era rănit și a lăsat cu rana deschisă? cu câți oameni ai vorbit și ai tântit două vorbe încât le-ai făcut să se simtă neom, distrus, distrusă. Să nu-i dragoste. Dragostea înseamnă să plângi, să-ți pese, să te rogi. După ce Domnul m-a prelucrat în slujire, când vedeam pe cineva care greșește, ziceam, Doamne, fă să vină la mine, fă să vină la mine cumva. Nu știu cum vrâs tu istoria, recent m-a rugat pentru cineva, nu l-am contactat să vină, n-am contactat-o, e vorba de o familie. Duhul mi-a zis cum va lucra, că va îngădui o menghină care va strânge familia aceasta și că o să ne caute. De ce? Pentru că dragostea are un limbaj în lume. Pentru că dragostea se manifestă prin fapte, prin maniera în care câștigi un om, nu-l arunci la coș. Vă invit să vă ridicați. Aș vrea să stați cu ochii încheiși în prezența Domnului. Să vorbești tu cu Dumnezeu, Dumnezeu cu tine. spune Domnului, Doamne, uite, în momentul ăsta n-am demonstrat dragoste. În momentul ăsta am fost așa cum ție nu ți-a plăcut, Doamne. Dacă asta nu înseamnă să nu iei decizii directe și corecte. Dacă asta nu înseamnă să fii monoton sau molcom și irresponsabil. Dragostea înseamnă să iei decizii corecte. Îndeplină cunoștința faptelor, într-o cunoaștere foarte clară a situațiilor, dar niciodată ca să te aperi pe tine, niciodată ca să ești în evidență. Am avut momente în care, ca profesor, trebuia să mă apăr pe mine în mod profesional și m-am lăsat călcat în picioare intenționat. Pentru că am vrut să câștig niște suflete, am vrut să câștig niște persoane, niște băieți și niște fete care probabil erau din gimnaziu, care nu știau foarte mult despre viața spirituală. Și unii dintre colegii mei m-au catalogat că sunt prea moale, că sunt că prea nu m-a interesat imaginea care am lăsat-o în urmă, m-a interesat ca acel om să aibă un drum deschis spre mine. Când are o problemă, să aibă curajul să-mi spună. Pentru că, dragilor, dragostea acoperă totul. Nu poate anihila totul, doar acoperă totul. Dragostea iartă totul. Dragostea biruie în toate momentele. Dar niciodată dragostea nu promovează păcatul. Niciodată dragostea nu persistă în păcat. Dragostea fuge de păcat. Dragostea este curată, este într-o puritate extraordinară. Dragostea nu suportă răul. m a spus foarte clar, e groază de rău și se alipește tare de bine. Asta e limbajul dragostei. Aș vrea ca în prezent lui Dumnezeu cu multă sinceritate. Așa cum stai cu ochii închiși, dacă ai nevoie de această dragoste care vine de la Dumnezeu. Și ce spune în Cartea Roman, capitolul 5, versetul 3, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată, n-a fost picurată, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dacă n-ai dragoste, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu nu a turnat dragoste. Dacă n-ai iubire pentru o categorie de oameni, înseamnă că încă nu pulsează puternic Duhul lui Dumnezeu în tine. Dragostea lui Dumnezeu este în compatibilitate perfectă cu darurile Duhului Sfânt. Duhul lui Dumnezeu lucrează într-o armonie perfectă cu darurile supranaturale. Uneori mustră, alteori învață, alteori îndreaptă, alteori efectiv avertizează, dar asta e limbajul dragostei. Pentru că atunci când un om e aproape să cadă într-o prăpastie, dragostea îl prinde de spate urgent și îi spune, vezi că nu e ok întoarce-te din direcția aceea, pentru că mergi în abis și mori și nu mai ai nicio altă șansă de eliberare. Dragostea îți vorbește în șoapte, în liniște, când ești pe drumul prăpastiei, dacă te apropii de marginea prăpastiei, dragostea te smulge de acolo și îți dă o nouă perspectivă. Aș vrea să cerem din partea lui Dumnezeu roada aceasta a Duhului, să lăsăm pe Duhul Sfânt să rodească în noi dragoste. O dragoste imensă care învinge, o dragoste care efectiv te lasă într-o puritate extraordinară, o dragoste care convinge, o dragoste care transformă, o dragoste care te obligă o dragoste care nu e o posibilitate, este o poruncă, este datoria ta de creștin, datoria mea de creștin, în prezența lui Dumnezeu. Dacă în această seară recunoști că ai nevoie de mai multă dragoste, fă un semn în fața lui Dumnezeu și și Doamne, toarnă mai multă dragoste în sufletul meu, în viața mea, Doamne. Atinge-mă mai mult, Doamne, mai clar. Ajută-mă, Doamne, să pricep planurile tale într-o altă perspectivă. Nu voi promova păcatul, nu voi păsui păcatul, nu voi ascunde păcatul, dar, Doamne, ajută-mă să înțeleg cum să-l scot afară. Rând răul din viața mea, pentru că răul din mine trebuie să-l -mi scot, nu din alții. Dragostea să fie revărsată peste fiecare dintre noi. În momentele acestea o să ne rugăm numai pentru ca dragostea lui Dumnezeu să ne învăluie, dragostea lui Dumnezeu să te cuprindă, dragostea lui Dumnezeu să facă un val puternic de eliberare în jurul tău, dragostea lui Dumnezeu să-ți preia controlul minții tale și toate lucrurile care sunt incompatibile. ta, ai nevoie de Isus. Ni stația nu poate opri dragoste. Dragostea continuă să biruie indiferent de obstacole sunt în drumul ei. Continuă să te rogi cu credință înaintea Domnului. Spune-i Domnului, Doamne, iartă-mă că a fost de foarte multe ori superficial în domeniul ăsta, da. Iar mă că uneori am ținut rigide, de anumite șabloane și am călcat în picioare principiul acesta al dragostei. Am călcat în picioare iubirea aceasta imensă care ar fi trebuit să-mi guverneze viața. Există răutate în mine, există ranchiune, există resentimente, există dorință omenești, există idei ale mele. Eliberează-mă, Doamne, transformă-mă, Doamne. Fă-mă asemenea lui Isus Hristos și dragostea din Mântuitorul nostru să biruie.